Bună seara și bun găsit la treabă microfon. Noi în discuția tezei, da? Discuția tezei, clasa a 6. Cât de la durat de la o oră? Da, o oră. Fai. Dar e o oră, trebuie să faci și noi, nu? Da. Să zicem? Deci, tot sau doar că n-am știut? Tot subiect, ca să vedem cam ce e acolo. Calculația. Calculați. Bun, da? Da. Calculați. 2 la 100. 2 la 100. Împărțit la parantele pătrată. 2 la 30, 2 la 68, plus 4 la 5, 8 la 5, 8 la 5. Împărțit cu 4 la 5, 8 la 5 și asta la 5, așa? Da, da. Tot la 5. Împărțit la 2 la 27 plus 3 la 41 împărțit la 3 la 40 minus 1 la 40. Asta într-o paranteză rotundă. De unde? De aici la mulțime? Nu, de la 3 la 41. Așa. Până la 1 la 40. Da. Totul la 90. Da. Ori 2 la 8. Plus 2 la 98. Și întâi în paranteză separată. Așa, egal cum. Fiindcă Darius e la prima subiect ca și mine, da. ne face el subiect, da? Hai, te rog, Darius. Așa. Păi, am putea să facem maturarea acolo. Adică, deci adică. Egal cu 2 la 100, nu o să faci. Da, 2 la 100 împărți la 2 la 8, 9, 98, 2 la 98. 98, 38, 68? Da. A, așa e 38 acolo. 38 și 68 ai zis? Nu, am zis 30 și 68. 30? Și 68. A, 30 am zis. 30 și 68, da. 98. Acum am venit 98, da. Plus? Plus, facem paranteza. Adică vine... 4 la 25, ori 4, ori 8 la 25. Fiindcă la 5 a totul, asta înseamnă, 4 la 25, ori 8 la 25, împărțit la 2 la 27, da. Plus 3 la 4, plus 3 la 1. Așa ai făcut împărțirea. Minus 1 la 40, totul la 90. 1 la 40 cât faci? 1 la 40. Cât faci 1 la 40? 1 la 40 și 40. A, 1, 1, 1. Uite, nu te speria. Bă, ce faci? Trezești. Deci vine minus 1, totul la 90. Da. Da. Ori... 2 la 8 plus 2 la 98. Egal cum? Egal cum? 2 la 100. Împărțit la 2 la 98. Plus 4 la 25. Ori îl scriem pe celălalt ca o putere 8 la 8 ori 2 totul la 25. Sau putem să scriem pe 4 ca 2 la 2 totul la 25, pe 8 ca 2 la 3 totul la 25. Ca să avem aceeași bază. Tu te gândești pe 8 ca 4 ori 2, nu? Da. Nu te gândești, tot te gândești la baza 2. Deci vin 2 la 2 totul la 25, ca să faci 2 la deodată. 2 la 25, 50. 50. Oare? 2 la... A treia, totul la 25. Da. Câte vine? Și vine... 75. Da, 75. 2 la 75. Așa, împărțit la... Împărțit la 2 la 27. Da, plus... Plus... 3 la 90. De ce 3 la 90? A, da, a, cred. Scădere. Atenție, nu se ridică. 2
Așa. Și 2 la 90 ori 2 la... Ori 2 la 8, da. Plus? Plus aici la 98. Egal cu 2 la 100? 2 la 100. Împărțim la 2 la 98. Da, 2 la 98. Plus? Plus 2 la... 98. Și egal cu 2 la 100. Da. Împărțit la... facem împărțirea de acolo. Da, trebuie să facem paranteza la față. Da. Okay. 2 la 98. Da. Plus... 2 la... Plus 2 la... 98, 2 la 98. Plus 2 la 98 plus 0 la 98. Da, și egal cu 2 la 100. 2 la 100. Împărțim la 2 la... Îl dăm pe 2 la 98 pe factor comun. Putem zice așa, da. 2 la 98 pe lângă. Pe lângă. Deci, pe lângă 1 ori... Unul a rămas aici. Unul plus unul plus unul plus unul. Patru ori, da? Da. Plus patru ori patru, ca să nu fie de timpul. Că e unul plus unul plus unul de patru ori plus ori plus mulțit cu patru. Da. Și egal cu 2 la 100. Și egal cu 2 la 100. Împărțit la 2 la 98. La 2 la 98. Da. Ori 2 la 2. Da. Și egal cu 2 la 100. Da. Împărțit la... Dar aici trebuie pus în paranteză. Că 2 la 100 se împărțea la toate în paranteză. Da. Este important așa. Altfel, dacă nu punem paranteză, executăm partea asta întâi și pe urmă ori 2 la 2, e greșeală. Noi am făcut pe discuția asta aici. Da. Deci face 2 la 100. Împărțit la 2 la 100. 100, da. Și egal cu 2 la 0. Da. Și egal cu 1. Cu 1. Așa a da? Bravo. Excelent. Niciodată. A fost o... A fost o legiție destul de... complicată. Adică tot operația cu putere au fost o putere... operația cu putere a fost bine testată în chestiul ăsta. Adică, cum se înțelege două puteri, politică o putere, o altă putere, cum sunt pe 4 și pe 8, zicem, dar 2 la 2 și 2 la 3. Aici, spune la prima vedere, părăsei exercițiu. Că spre elbi 8 ca fiind 4 la 2 și la 25, adică 4 la 25, 2 la 25, mergea că la urmă mergea pe oi. Dar deodată, dacă ești la putere de 2, pe la 50, 2 la 75, totul merge perfect. Mergem mai departe. 2. 2. Am demonstrat că 5 este un divizor pentru 3 la 20 plus 3 la 22. 5. Divide pe... Asta înseamnă. Da, 5 divide pe 3 la 20 plus 3 la 22. Deci arătăm că 5 divide pe 3 la 20 plus 3 la 22. Zic eu? Nu, lăsăm pe el la comandă. No, putem să-l descurcăm. Ca să fie divizor, ar trebui să muncim la ăsta și să vedeți sunt 5 factori. Da. Ce înseamnă cu 5 divizorul ăsta? Adică el se împarte la 5. Da. Adică e un multiplu de 5. Așa. Trebuie să arătăm că ăsta e multiplu de 5. Deci cum ne obțin cu Columbia? Deci plecăm cu 3 la 20 plus 3 la 22 este egal cu Darius. Este egal cu 5. Nu, să ajungem să fie egal cu 5 oriceva.
putem să facem 3 la a 4-a pătură la 5-a? Am putea să fie 3 la a 4-a pătură la 5-a, dar la ce se folosește? Noi, dacă facem un lucru, trebuie să gândim în perspectivă dacă mi este de folos chestia asta. Fiind o sumă, bine ar fi să poți să gândești ceva scoaterea, nu poți. Da, să scoatem un factor comun pe 3 la 20. Asta, pe 3 la 20 e la puterea cea mai mică, da? Deci, nu am ce face chestia ca să intru aici să deranjez pe ăsta, nu folosește. Deci, o să zicem 3 la 20, că vorbește acum în felul, dar 3 la 20 pe lângă. Egal cu 3 la 20, pe lângă 3 la... Pe lângă? 1. 1. 1. A. Da, 1 plus... Plus 3 la 20. Plus 3 la 20, da. 1. Da, 3 la 21. Ai scos pe 3 la 20, atunci aici cât a rămas? 3 la 2. 3 la 2? Diferența. A. Da? Ca și mai făcut împărțirea. Scade exponenții din 20 pe 10 pe 20. Deci 3 la 2. Și cam mai rămas cu 3 la 20. 3 la 20 ori 10. Ori 10. Și egal cu 5. 5 ori 2. Da. 5 ori 2 ori 3 la 20. Știi că apare factorul 5? Iată cum am scris pe numărul ăsta, că 5 ori ceva. Deci de aici rezultă că 3 la 20 3 la 22. Este scris ca 5 ori 2 ori 3 la 20. Deci de aici tragem concluzia că numărul acesta 3 la 20 de la 22 se divide, el tot se divide la 5. E 5 ori ceva. Sau că 5 divide pe ăsta. Da? Exact cum am zis acela pe aici. Dar eu să recunoaștem un lucru. Ne-a cam surprins chestia asta. De ce? Pentru că nu l-am înțeles. Faptul că 5 îl divide pe el, trebuie muncit clar. Asta, că el va fi multiplu. Trebuie să vedem că e multiplu de 5. Să muncim să vedem dacă mi-e sunt 5 factori comun. Ca factor. Uite, 5 oriceva. Și aici l-am luat, ne-am apucat. Nu stricăm, ci dăm pe 3 la 20, 3 la puterea cea mai mică în factor comun. Am făcut exerciții de astea, când erau 2-3 termeni și dădeam de 3 la sau 2 la, mai bine ce bază era peste tot. Și apoi aici 1 și cu 9, 10. Ăsta îți face serviciu. El spune că nu poate să-mi facă tot timpul la 10. Poți să spun că sunt parte la 10, nu? Da. Pentru că se vede 10 oriceva. Adică se vede și la 5 și la 2. Puteam să zicem chiar mai mult, să se arate că numărul acesta se divide la 10. Dar autorul a fost drăguț și mi-a cerut cu 3. Frumos și asta, mi-a plăcut. Determinați cel mai mare divizor comun dintre 216 și 2160. 216 și 2130. Și cel mai mic multiplu comun, tot dintre 216 și 2160. Cel mai mic multiplu comun, așa se notează, da? Da. 260, da. Precum și numărul divizorilor comuni pentru 2016 și 2160. Și apoi divizorii comuni. Da. Adică facem, facem divizorii atât al 2016, apoi facem divizorii 2160 și până vedem intersecția lor, da? Da, aici nu am știut. N-ai știut să-l... Am făcut divizor comun și cel mai mare multiplu comun, dar nu știam cum adică numărul divizorilor comuni. Așa. Hai să vedem, pornim împreună acum, să vedem cum facem. Deci, 216. Da, deci da. Nu vorbim pe 216. Da, e 2016. 2016, da? Da. 2016 am fost pe da. Da. Merge prin 2. Deci, luăm de parte. 2016, prin 2. O dată. Da. De 0 ori. Da. De 8 ori. 2 în 1. Da. Merge și în 16 și 9. Deci, 2 în 1 tot de 0 ori. Nu așa bine sau ce? Am fost o greșită. Hai să mă gândim. 2 în 2, o dată. O dată. Da.
2 în 0, 0 ori. Coborâm pe 1, 2 în 1. Nu se poate. Și coborâm deci, și pe 6. Așa, și cât face? Și 2... 1008. Da. Așa, 1008. Da. Mergem de 2 ori. Iar în 2. 5. Da. 0. Da. 4. Da. Iar prin 2. Da. 2. Da. 5. 2. Da. Iar prin 2. O dată, da. De două ori, da. O, rămâne 2 cu 6, da. 2, 12 de 6 ori, 3, da. Acum merge prin 3, da. 2, da. O dată, da. 3, 7, 7 și 8. 7. Adică 2016 este egal. Puteți spui că 2016 admite descompunerea. Era 2 la... 2 la a 5-a. Așa. Ori 3 la a 2-a. Ori 7. 2 la 5-a, 3 la 2, ori 7, da? Da, și... 2160. Putem să punem... Te să descompunem, da? 2160. 2 la 5. 2 la 5, din cauza lui 0. Da, și acum merge prin 2. Da. O dată. Da. Nu am tăiat de 0 asta, ca să nu mai importe. Da, da. Așa. 2 în 1. O dată, 2 în 0 ori și 2 în 6 de 3 ori. Așa. Acum merge prin 2. Nu știu. Nu merge. Nu merge prin 2, că... Printr-un 4. Prin 4? Dacă merge prin 2, nu merge prin 4. Cred că e numărul... 103. Prin 3 nu merge, prin 5 nu merge, prin 2 nu. Da. Eu am zis că e numărul... Le luat număr prin, da. Da. Dar să încercăm, dacă nu cumva are și niște divizori primi. Începem cu 7. 7. Trebuie să împărțim. Ia să împărțim, da. 100 la 7. Deci încep prin numele prime. Da. 3, 5, da. 3, 5, da, 3, da, 3, da, da. Deci 3 prin 7, zic, da. Da. Merge o dată. Da. Rămâne 3, 33. 7 în 3. Da, unul spune aici, am uitat cu fără versiune. Da. Deci 1, 7, 7. 7 rămâne 3, 33. 7 în 33 de 3... De 8 ori. De 8 ori? 4 ori 5 de 6? 3 ori. 3 ori spune. 3. Nu, 4 ori 7 de 8. Da. Nu? Da, de 4 ori. 4 ori. 4 ori 7 de 8. Rămâne 5. Rămâne 5. Deci am mers. Înțeleg că 103 se vede dacă se divide la... La 11. După ce am văzut pe 7, numărul primul următor ar fi 11, da? Da. 11. 11 în 10 nu merge, 103. O dată. 103, fapt de 9 ori. Nu merge de 10 ori. Niciodată de 9 ori, da. Și 9 ori, 11 și 99. Și rămâne 4. Da, 4. Deci nu merge 103. Și tot încercăm așa până ajungem la un cât mai mic decât împărțitorul. Și am ajuns la cântul nou, care ne-i mic decât împărțitorul, și nu ar vrea să mai insistăm. Deci, e corect, 103 este număr prim. Deci, 103 îl punem aici. Și acum, 2160 este egal cu 2 la 2 ori 5 ori 103. 2 la 2 ori 5 ori 103. Cel da. Mai mic divizor comun. Cel mai mare divizor comun. Așa să zic, de ce cel mai mare divizor comun? Divizori sunt mulți, dar dintre toți, cel mai mare a lor. Da. Da? Iar multiplu... Cel mai mic. Multipli sunt mulți, dar cel mai mic dintre multipli. Da. Da? Asta de-aia zice cel mai mic multiplu și cel mai mare divizor comun. Da. Cel
mai, mare, mare, divizor comun egal cu, egal cu, pe toți cei comun la puterea cea mai mică. Da, da. Nu mai e și egal cu 2 la 2. Da. Deci 2 la 2, da, se vede. 2 la 2. Asta este cel mai mare. Cel mai mare, cel mai mic multiplu comun. Da. Exact. Este egal cu 2 la 5, ori 3 la 2, ori 5, ori 1, ori 4. E bine, 2 la 5, ori 1, ori 3 la 2, ori 5, ori 7, ori 103. Asta este, da. Și acum ai mai avut o întrebare. Da. Precum și numărul divizorilor comuni pentru 2016 și 2160. Divizorii comuni. Adică, divizorii comuni și colo și colo. Să găsim și colo și colo. Adică și la prima? Da, și la... Și la a doua. Divizorii comuni? Da. Păi înseamnă că este 2. 2, 1. 2, 1. Da. Da. 3, 1. 3, 1, cred. Cel vezi și colo și colo, ca să fii comun? Nu. Nu. Atât. Nu, 4. 2 și 4. Da. Că e 2 la 2. A, 4. Da, este încă 2, 2 la 2. Și nu vine și 2 la 5. Păi da, 2 la 5 este numai aici, nu este și în partea asta. Da. Da? Deci comun, adică să ia și colo și colo. Numai 2 și 4. Asta ar fi. Deci divizorii comuni sunt aceștia. 2 și 4. Ei sunt din cel mai mare divizor comun. Din cel mai mare divizor comun, care e 2 la 2, deci 2 și 4. Bun. Și acum? Au fost 3-4. Da. Determinați numărul de formă 4x3y dividibil cu 8, vedeți? Determinați numărul 4x3y dividibil cu 18. Deci determinați, determinați numărul de formă. Asta este al cincilea? Al patrulea, al patrulea. Determinați numărul de formă. 4x3y divizibil cu 8, să zicem. Divizibil cu 8. Atunci trebuie să fie divizibil și cu 2 și cu 9. Așa, deci echivalent. Aici ar fi problema echivalentă ca 4x3y să fie divizibil cu 2 și, în același timp, 4x3y să fie divizibil și cu cine? Cu 9. Știți și dumneavoastră de acum. Da. Zic eu? Da, nu. Să lăsăm de el. Da. Păi eu... Puternicite. Păi asta înseamnă de la primul 2x3y divizibil cu 2. Înseamnă că trebuie să fie mereu un număr par. Deci y este egal cu... Ai informații de aici, rezultă că y aparține mulțimii valorilor. Care? Lui 0, da. 2, da. 4, da. 6, 8 și atât. 8 și atât. Și hai să vedem. Punem acolo și ce devine în condițiile astea. În loc de y punem pe rând, da, situația, da? Deci, cazul B. Y egal cu 0. Și atunci numărul devine 4x3y, foarte bine, divizibil la 9, ceva. La 2 am rezolvat. Divizibil la 9. Și rezultă de aici, da, suma cifrelor sale, trebuie să fie un 9.
Și înseamnă că... În timpul de 9. Da. 9 și 18, da. Da. Și deci înseamnă că x va fi 2. Nu, dar să vedem 4 plus x plus 3, zice 4 plus x plus 3 să fie egal cu multiplul de 9. Ce înseamnă? Că 7 plus x egal cu multiplul de 9. Da? Multiplul de 9. Adică 9 să zicem pentru început și pentru zicem 18. Da. Pentru egal cu 9, la ce ne gândim? 2. Ideea este x egal cu 2. Și pentru 18 nu se mai trage, da, pentru că e cifră, depășește. Deci cu x egal cu 2 găsim numărul 4. Deci rezultă că avem nevoie de numărul 4, 2, 4, 2, 3, 0. Este primul număr care l-am găsit în cerințele, în condițiile în care problema ne-a cerut să aibă calitatea să fie divizibil la 18. Apoi, pentru y egal cu 2, poftim, Darius. Y egal cu 2, rezultă de aici 4, x, 3, 2, divizibil cu 9. Rezultă de aici, dacă și numai dacă, da, dacă și numai dacă, 4 plus x plus 3 plus 2 este egal cu multiplul de 9. Rezultă de aici, 9 deci plus 4, x. 9 plus x, da? 9 plus x egal cu multiplul de 9. Și poate fi 0. X egal odată cu 0. Deci rezultă x egal cu 0. Sau cu 9. Sau cu 9. Sau 9. 99 fără 18. Da. Sau x egal cu 9. Și atunci numerele sunt? Rezultă de aici x egal cu 9. 4, 0. 3, 4, 2. Da, 4, 0, 3, 2. Și altă dată, 4... 4, 9, 3, 2. 4, 9, 3, 2. Iată, în carte, două numere găsite. Poftim, tu, Ștefania, e egal cu 5. Acum e egal cu... Vrei să da. Duci tot tu? Da. Hai, mă, să te lăsăm, uite, ziua ta astăzi. Da. E egal cu 4, rezultă... E egal cu 4, rezultă de aici 4x 3, 4, egal cu, divizibil cu 9, și o rezultă de aici, multiplu de 9. De cine? Deci că suma? Da. 4 plus x. 4 plus x plus 3 plus 4. Egal cu multiplu de 9. Egal cu multiplu de 9. Și rezultă de aici, 8, 1, x poate să fie 1. De ce? A, nu l-am făcut pe 3. Adună, 8 și cu 3, 11. Da, și cu 4, 5. Deci cu 8 și cu 3, 11. 11 plus x. 11. Plus x egal cu multiplul de 9. Și de aici ce x? Că x egal cu 7. 7, că 11 și cu 7 fac 8. Dar 4? 4? Nu. Păi 11 și cu 4 fac 15. Nu se împarte la 9. Se împarte la 3. Deci la 3 și noi la 9 avem nevoie. Da. Da? Deci nu la 3, ci la 9. Deci x egal la 10 cu 7. Și rezultă numărul va fi 4 și 7. Nu mai dăm altul, că de așa ne-am apropiat foarte mult. Deci x-ul 7, așa rămâne. Y 11 și cu 7 fac 18 și 18 și 4, da? Y egal cu 6 și rezultă de aici. Doar nu, hai să spunem numărul. Care? Cu X 7. Da, am vrut să-l spun o dată și a spus dumneavoastră. Te rog frumos, spune-mi. Da. Numărul va fi 4, 7, 3, 4. De acord. Așa. Y egal cu 6. Da. Îi rezultă de aici 4x 3 6. Egal cu divizibil cu 9. Dacă și numai dacă. Este multiplu de 9. Nu, dacă și numai dacă. Suma cifrelor sale. Da. Așa vorbește. Suma cifrelor sale. Adică. Adică.
4 plus x plus 3 plus 6 egal 109. Dacă și mă uitată. Așa. Și vine 7 plus 6, 13. Deci 13 plus x. E multiplu de... Și rezult? Și x egal cu? X este egal cu 5. Cu 5. 5 cu 13 fac 18. Rezultă de aici numărul va fi cu 4, 4 da. 5, 3, 6. De acord. Y egal cu... Nu mai încercăm, următoarea un titlu ar fi 27 da. Și cifră fiind oasă. Okay. Y egal cu 8. Și atunci avem 4 x. Rezultă 4, 3, 8. 3, 8, 8. Da. Divizim, cred, cu 9. Și rezultă da, de aici, da, 8, 4 plus x plus 3 plus 8. Da. Egal un multiplu de 9. Așa, și echivalent de aici, cu 7 și cu 8. 15 plus x. Da. Așa. Egal multiplu de 9. Și rezultă de aici x este egal cu 3. X egal cu 3. X egal cu 3. Și rezultă de aici numărul va fi 4, 3, 3, 8. 3, 8. Cu altă cuvinte, am găsit 2, 4, 6 în numere. Ai vreo nedumerit, da? Deci acolo e 15. Păi 4 și 3, 7 și 8, 15. 7 și 8, 15. Da, da. Și cu x multiplinăm, da? și ca am avut, am făcut toată analiza. Am găsit toate numerele de forma asta și ele sunt 6 numere care au calitatea de a fi împărțite la 18. Se divid la 18. Bun. Mergem mai departe. Subiectul? 5. Da. Ia să vedem cum sunt numărul 5-ul. Aflați cel mai mic număr natural de 4 cifre care la 48, 37, 54, dar restul 45, 33, respectiv 58. Nu cred că. Așa. Peste modelul de ghiștiu știu, nu? Ia să vedem. Aflați numele. Aflați cel mai mic număr natural de forma de natural de 4 cifre care. Adică deci, de ai două de. Deci numărul de A, B, C, D, 4 cifre. Care împărțit la 48 de restul 45. De 48 de zis la restul. 45. 45. A, B, C, D împărțit la 37 pe restul 33. 33. Și A, B, C, D împărțit la 54. De restul 51. Da. Ai deja văzut că nu știu. Da. M-am vorbit cu profesoara. Da? Da. Și-am scris asta. Deci, dacă ABC de împărțit la 48 de restul 1, împărțit la 36 de restul 33, la 54 de restul 51, înseamnă că ce să facem noi, Darius, aici? A, să scriem teorema împărțirii cu restul. Asta facem. Nici nu stă pe gândul de a scrie teorema împărțirii cu restul. Și o să scriem A, B, C, D, de împărțit, egal cu împărțitorul 48, oricâtul C1, plus restul 45. Apoi, A, B, C, D. C, D, egal cu 33 ori C, D, plus, 45. 36. A, 36. Așa, plus 33. Și prim A, B, C, D. A, B, C, D. Este egal cu 54 ori 53 plus 51. Bun. De aici adunăm un 3. Asta e poate, da? Adunăm un 3, asta e toată. Adică ne-am pus un 7.
Pentru că trebuie să dei... A, deci ce trebuie să fie? Da. Să fie divizibil cu 48, da. Cu 36 și cu... 50. Deci ca să ajungi la 48, să scoți 48 de factori. Da. Deci asta e motivul. Da. Și să zicem că între împărțitor și rest, diferența e 3 peste tot. Și de ce avem 3? Da. Da. Deci plus 3 aici și plus 3 aici. Și atunci vine echivalent, va spune că avem ce de rost vorbește. AVCS plus 3 este egal cu 48. Pe lângă de dată, ca să mai credem timp, 48 pe lângă C1. Pe lângă C1 plus 1. 1. Așa, apoi AVCD. AVCD plus 3 este egal cu 36. Deci plus 3, da, mă, adică da, plus 3. Deci plus 3, e bine. Am zis și plus. Da, plus 3 egal cu... Este egal cu 36. Pe lângă C2 plus 1. Corect. ABCD plus 3 egal cu 54. Da. Pe lângă C3 plus 1. Corect. Și acum facem cel mai mare, cel mai mult comun. Al numărul. Al numărul. Da. 48, 36 și 5. Deci vom urmă pe fiecare să o punem repede. 48, poate de dată punem 48. Dar faci 6 ori, nu? Da. Da. Și este egal cu 2 la 3. 3 la 3. 3 la 3. 3. 2 la 3. 2 la 3. Care face 2 la 4. Ori 3. 6 ori 3. E bine, nu? Da. Da. Bun. Apoi. 36. Pe 36 care zice 6 la 2. Da. 6 la 2. Care înseamnă 2 ori 3. Totul la a doua. Și ca să zic 2 la a doua, o 3 la a doua. Ca să evite descompunerea. V-ați înțeles ce acolo, da? Da. Și în sfârșit, 54. 54. Este egal. 6 ori 8. Da. E bine? Nu, e bine. 6 ori 9. 6 ori 9, da? Da, 6 ori 9. 6 ori 9. Și eu cu 2 ori 3 ori 3 la 2. Adică 2 ori 3 la 3. 2 ori 3 la 3. Hai să zicem că dacă acolo ne-am mai muncit acolo și eu. Deci 48 să rămâne. 48 egal cu 2 la 4 ori 3. 36 egal cu 2 la 2 ori 3 la 2. Pe 54. 54 este egal cu 2 ori 3 la 3. 2 ori 3 la 3. Cel mai mic multiplu comun, cel mai... Da, cel mai mic multiplu comun va fi egal cu... 2 la 4 ori 3 la 3. 2 la 4, așa se vede bine, ori 3 la 3. Și faceți cel mai de ce ori? Nu, nu, nu atât ca nu trebuie. Și egal mai departe, 16 ori 27. Și cât face 16 ori 27, vă spuneți. Ia să faci să acolo un ținea, să spuneți câteva, da. Da, 423. Cât a dat 423? 23. 22? Da. 2, da? Da. Ia să vedem, 422. Hai să fac și eu să vedem, așa, 27. Hai, să vedem, 422. 6 ori 7, 42, 4. 6 ori 2, 12 și cu 4, 16. 1 ori 7, 7, 1 ori 2, 2, care vine 2. 7 și 7, 4, 3. 433. Păi de ce ne împărcăm așa? Dar noi nu ne-am lăsat... Alăuți. 433. Păi termin la 4 jumate. La 5 jumate. La 5 jumate. Da. A, da, la 5 jumate. Da. Dacă îi veniți, să vedem cu ce. Nu? O zic că pleacă. Pleacă, pleacă, pleacă. Nu o să rămâne? S-o spărat așa. Da. Bine.
432, da. 432 este numărul. Dar nu ne trebuie de 4 cifre. Deci nu este bun, așa că facem multiplul lui. Asta e, da? Da. Deci 432 e cel mai mic, da. Dar nu e din 4 cifre. Da. Deci ea zice 432 ori 2. Și bine, 864. E bun? 864? Da. Mai facem cum ori. Încă, de 3 ori, da? Da. Da. 3 ori 2. 6, 9, 12, 1296. 1296. Asta este tot, da? Da. Deci ABCD, ABCD, cel mai mic cum l-am găsit o să rețiți pe 4 cifre, îmi convine, ABCD este 1296. Întrebarea... Minus 3. Ah, e ABCD plus 3. Da. ABCD plus 3, ne amintim foarte bine. Rezultă ABCD este egal cu 1293. 1293. Foarte frumos, Iisus. Foarte frumos. Dacă am uitat să fac minus 3, îmi scade... Sigur că da. Păi și eu am uitat, că nu eram de atent și nu rog un intervenit de Darius. Da, sigur că da. Dar îmi scade mult. Scade, să zicem, un 10 sutim. Știi de ce? Pentru că cel care face asta, că tu ai dat numărul ăsta la 1296, da. Dacă tu ai dat pe 1296 și facem probă, nu da, sunt, nu împărți la 41, nu-ți dă restul, împărți la 36, nu-ți dă restul, 33, nu-ți dă restul, da? Și trebuie să... Se împarte exact asta altă. 1296 se împarte exact la 48, 36 și 34. Da. Da? Deci trebuie să scadă, că unul care vă urmă efect și-o ținut băt, el s-a sărit la chipul de lasă din, el spune, doar că eu am spus asta, la mine cum? Mi-a ieșit așa. Nu? Deci așa se întâmplă. Profesorul Băi să fie corect. Înseamnă că fiecare se scrie ca fiind divizorul oricât.
Adică AU este 18 ori în C1, iar BU este 18 ori în C2. C1 și C2 nu mai au alți divizori, că ar fi fost înglobați aici. Deci, traducem asta, echivalent. Va spune că AU este egal cu 18 ori C1, iar BU egal cu 18 ori C2. Cu menționarea că C1 și C2 sunt prime între ele. Da? C1 și C2 sunt prime între ele. Adică C1 și C2 nu mai au niciun divizor, decât pe 1. Că dacă ar mai fi fost un divizor, ar fi fost înglobat prins în 18 și n-ar fi fost 18, ar fi fost altul mai mare. Deci fiind ăsta cel mai mare, mai mult decât el nu exista la divizor. Și atunci, poate regiul e clar. Nu prea. Nu ți-e clar. Păi, știi care e mintea mea, dar atunci când ceva nu e clar, insistăm. Pentru că lămurim lucruri și eu trebuie să fac asta. Uite, hai să zicem așa. Să luăm un exemplu. A e egal cu 4 ori 7 și B egal cu 4 ori 3. Care e cel mai mare divizor comun al acestora? 3. A, pardon, 4. 4. Comun, nu? Da. Deci, cel mai mare divizor comun al lor între A și B egal cu 4. Noi am zis, mi-au dat autorul 18. Păi dacă e 18, înseamnă că A să scrie ca fiind 4 ori un C1, iar B 4 ori un C2. Iar C1 și C2 este 7 și 3, în cazul nostru C1 și C2. Nu mai am niciun divizor între ele, între cele două. Deci în cele două sunt prime între ele. Deci 7 și 3 nu mai au în comun vreun divizor. Dar la loc de 7 și 3 este cine acum? C1 și C2. Și faptul că nu mai am scris așa, că cel mai mare divizor comun al lor este 1. Da. Două numere sunt prime între ele, dacă nu au niciun divizor comun. Și iată 7 și 3. Dar și 6 și 8. 6 și 11. Sunt tot prime între ele. Și 6 și 11 sunt tot prime între ele, că nu au vreun divizor comun. Da? Da? Deci, asta am spus. Între C1 și C2 nu mai există vreun divizor, da? Deci, de aceea ăsta e cel mai mare, ele sunt prime între ele. Și acum, după ce am stabilit așa, că au de tip 18 ori C1, B-ul de tip 18 ori C2, mai avem condiția că a plus B. Deci, îl scrim deoparte așa. A egal cu 18 ori C1. B egal cu 18 ori C2 și că A plus B este egal cu 162. De aici rezultă că pe A înlocuim, pe B înlocuim și apare 18 C1 plus 18 C2, da? 18 C1 plus 18 C2 egal cu 162. Deci 18 C1. 18 egal cu 162. Dar nu factor comun. Dă un factor comun pe 18. Da. Da. Deci echivalent cu a spune că 18 pe lângă C1 plus C2 egal cu 162. Acum mai vedem o părție. C1 plus C2 egal cu 162 pe 18. Da. Deci rezultă că C1 plus C2, egal cu 162, totul de împărțit la 18. Sau supra 18, că tot. Da. Noi știm acum ce înseamnă în fracție, da? Ia să vedem. Să 460 la 18. Merge 162 la 18. Merge de 6 ori. Merge 6 ori, 8, 6 ori, cred că nu. Ceva că cu 2 la sfârșit. 9. 9 ori 8. 72. 9 ori 8, 72. 72.
Perfect, de 9 ori. Și iată că acum am ajuns la C1 plus C2. Două numere adunate care îți fac 9 datrimi între ele. Da, adică... Deci C1 și C2, C2, să fii prim între ele, să nu ai vreun divizor. Dați-mi două numere care adunate să facă 9 pereche. Cine și cu cine? 7 cu 2. 7 și cu 2. Deci poți să avem așa o pereche. C1 egal cu 7 și C2 egal cu 2. Da? Da. Și 7 și 2 sunt prime între ele? Da. 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 7 și 2, nu am niciun divizor. 5 și 4. 7 și 2, prime între ele. Deci îmi place chestia asta. Poate perechii de ăștia. C1 egal cu 5 și C2 egal cu 4. 5 și 4 sunt primele. Tot primele sunt primele, da. Deci 5 și 4 sunt primele ele. Și atunci, iată că... Alo.
Alo, da. Sunt într-o oră de matematică și mai târziu vine la Oriana, da? Nu, nu, nu. E o problemă. Să-ți povestesc eu. După, vine după ora 7. În jur de ora 7, așa. Bine. Determinat complementul unghiului de 32 de grade și 48 de minute. Deci complementul unghiului se dă unghiul alfa de 32 de grade și 48 de minute. 48 de minute. De minute atâta, nu? Nu cât 10 secunde. Da. Complement, ai spus, nu? Da. Adică de 90 de grade. Până la 90 de grade. Din 90 de grade se vede pe asta. Deci, asta înseamnă că ce ne cere complementul egal cu 90 de grade minus 32 de grade și 48 de minute. Beta unghiul acela, care... beta unghiul complementului alfa, da? Da. Și cum faceți scăderea asta? Păi, păi, grade și... Da. Deci, în loc de 90 de grade, putem zice 89 de grade. Da, 89 de grade. Și 60 de... 60 de minute. Așa, 60 de minute. Minus... Minus 32 de grade și 57 de grade și 12 minute. E bine? Ia uite, 57 de grade. Păi da. E bine, da? Deci am scăzut 8 din 10, 2. 4 din 5, 1. Da. 2 din 9, 7. Și 3 din 8, 5. Corect. 8. Asta a fost scris 7, da? Da. 8. Determinat suplimentul unghiului de 45 de grade, 29 de minute și 16 secunde. Deci alfa luăm acum... Da, alfa egal cu 45 de grade, da. 29 de minute și 16 secunde. Acum 180. Deci beta suplimentul este egal cu 180 de grade. 179. Așa, prolongat. 179. 179. Grade. Grade. 59 de minute și 60 de secunde. 60 de secunde. Așa, corect, da? Da, minus. Minus 45 de grade, 29 de minute și 16 secunde. 10 fără 6, 4. Da. 5 minus 1, 4. 44, 0. 4 minus 2, 2. 20. Da, deci 4. Am scăzut, deocamdată ești, da? Da, și-a rămas 4. 29, 0, da, 9 da. Din 0. Și 2. Și 2, 5 din 2, păi, 2 din 5, 3. Da. Nu e bine, fie da, așa, da? Da, da. Aha. 30 de minute și, și grade. 9, din grade 9, minus 5, 4, 7, minus 4, 3 și 1. 134. 134 de grade, 30 de minute și 44 de secunde. 9. 9. Unghiul A, O, B și B, O, C sunt adiacente și măsuri, cu măsurile de 70 de grade, respectiv 50 de grade. Deci, să luăm și noi două unghiuri adiacente. Unul de 70 de grade, dacă ăsta e de 90, 70, cam așa este. Ăsta de 70 de grade, să zic așa. Da. Deci, A, O, B, și altul, B, O, C, de câte grade? De 40, de 40, da.
Da, dar nu, de ce deci? De ce deci un pic mai mare, ce? Da. Așa. Decât ăsta un pic mai mic, așa, să zicem. Da. A mea a fost lene să mă duc să iau raportorul și măsuram cu precizitate. Da. Deci ăsta este de 70 de grade. Grade. Și ăsta este de 50 de grade. Așa. Iar OD este semidreapta opusă a lui OC. O, deci A, O, B și B, O, C, ai zis, da? Da. OD este semidreapta opusă lui? OC. Adică mă uit la OC și mă adică rugesc. Adică pe unde? Așa. OD. Bun. Așa. OM, bisectoarea lui A, O, C. Adică din 102... Adunăm pe 70 plus 50 și ne dă 102. 120. 120, îl împărțim în 2 și aflăm om. Adică cât este 120 împărțit la 2, 60. 60. Înseamnă că din 70 mușc 10 grade. Da. Și cam așa vreme. Asta e omul. Da. Da? Aici. Om. Și ON, bisectoarea lui B, O, C. Dar fiind adus bisectoarea, se remarcă asta. Da. Da, printr-un arc special, să zic. Așa. Deci unghiul ăsta e cât ăsta. Din cauza bisectoarei nu se... Bun. Așa, și ON, bisectoarea lui B, O, C. Adică B, B, O, C. O, C. C. A, asta, da? De 50 îl împărțim la 2, adică 25. Da, de 50 îl împărțim la 2, 25 și 25. Și de ONU. Și înălcăm ONU în asta, da? Da, da. Deci asta... Asta a fost 1 cu 1 cu 1 și 2 și 2 cu 2, da? Da. Bun. Așa, punctul realizat desenul l-am făcut. Da. B. Aflați măsura lui AOD. A, O, D. D. Acolo A, O, D. Asta era. Da. Eu am făcut, mi-am imaginat că C, O, D are 180. Și atunci cea din 180 am scăsut 100. Se imagina foarte bine. Că e unghia lungit, nu? Da, da. Și ca așa zic că o pusă. Da. Și din 180 de așa, ai scăsut 120 și a ieșit 60. Da? Deci ăsta e 60, rapid. Și aflați măsura lui M, O, N. M, O, N. N. Acolo, când am... E 25, N, O, B. Deci M, O, N, A. Da. Ăsta e 25. 25 și cu 10, că acolo între V a, și așa R, este, de 10 ăsta. Da, da. Deci e 25 așa, da. Și cu 10, 35. Da. Deci măsura cui? Lui... M, O, M. M. M, O, N, da? Da, da. Măsura lui M, O, N este egal cu 10 grade plus 25 de grade. Care face 35 de grade. Da. Așa. 10. Ultimul. Așa. Trebuie să faceți de test. Da. Din jurul unui punct. Din jurul unui punct, nu? Da. De fapt, sunt opuse la vârfi. O problemă. Da. Tot însă. Da. Deci, zice așa. Asta e A, O, D, A, O, D. Da. Mai văd aici F, O, C, parcă aș fi în prelungire așa. Loc. Deci, în nu vedem ce spuneam. Da. F, O, C. Da. Și B, U, E. B, O, E. B, O, E. B, O, E. Și nu este enunță acolo în dreapta. Fie ăsta de 80 de grade. Deci, avem pe ăsta de 80 de grade, dacă în problemă. Adică B, O, C, da. 80 de grade. Ăsta la pe de aici de 30 de grade. Așa.
și calculați ca asta. Da. Măsura lui e AOB. Măsura lui AOB. Egal cu cine? Lui AOB. 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 Așa, eu am zis că FOC are 180 de grade. E dus așa în prelungire, da? Și atunci am făcut 180 de grade minus 80 plus 30. Minus 80 plus 10. Da. Și rămâne asta. Deci da. Măsura lua o pui egal cu, așa e corect, bine, egal cu 180 de grade, minus 80 de grade și minus și 30 de grade. Da. Care face finalul 100... Minus 100... 10. Adică 70 de grade. Măsura acum, să vedem acum de cerere. Măsura lui COD. COD. Păi, eu am zis că COD e congruent cu AOB. COD cu AO. B. AO, AO, B. Nu. COD cu AOF. Că este așa prelungirea la... Ele sunt două cursate acum. Uite, asta e dus în prelungire. Asta e prelungire. Păi, eu mă gândeam că AOD într-un fel e bisectoare. Nu, n-am niciun motiv. Nici la mine nu cred că ești bisectoare. Unghiul ăsta, deci nu-i cred ăsta. Da. Deci, atât trebuia să înțelegi. Asta fiind în prelungire și asta prelungire, două unghiuri așa, da? Două semidrepte. Unghiul ăsta e cât ăsta. Da, da, da. Și acum... COD... COD e 180 minus... Nu, COD, COD e cât au F. A, 30. 30, da, e la probleme. Nici mai dubați capul. Da. Sunt unghiuri opuse la vârf. Și mai zice de problema. Deci, în cele. Și de o COD am aflat-o da. Și de o e de o e de o e e congruent cu B O A așa adică deci asta de...